Bună seara, Răzvan Zanfir. Bună seara, Radu, bună seara tuturor. Cu ocazia zilei de astăzi îi spunem, salutăm și pe domnul doctor Lazar Ștefan, medic primar, boli infecțioase, Victor Babeș. Bună seara, domnule doctor. Bună seara. Domnule doctor, descindem în ziua de astăzi cu o veste interesantă. De pentru prima dată, numărul celor vindecați în ultimele 24 de ore e mai mare decât cel al infectărilor. Pare o veste bună, așa. Pare o veste bună, numai că trebuie să ne gândim că acești pacienți sunt oameni care stau în spital de 12-14 zile, probabil. Da, adică... nu s-au vindecat de o zi pe alta, da, e adevărat. Da. E adevărat. Dar trebuie să contorizăm în momentul în care facem o evaluare și pe cei care reușesc să iasă cu bine din această boală. Absolut. Și avem o rată bună a vindecărilor față de alte țări. Sunt cam 2800 din câte țin minte. 2800, da, ca vindecări stăm foarte bine, iar stăm în aceeași stare de inexplicabilitate. De ce la noi virusul nu s-a manifestat foarte agresiv? În fiecare zi ne punem această întrebare cu bucurie, dar totuși cu mirare. Păi sunt foarte multe explicații. Lăsăm la o parte explicațiile genetice pe care probabil le vom avea peste ceva timp, pentru că acum e mult prea devreme. Da. Dar haideți să ne gândim la focarul de la Suceava. Dacă erau mai multe focare de acest gen în România, e posibil ca situația să fi fost mult mai serioasă decât e în momentul de față. Probabil măsurile care s-au luat au dus la această... Na, zicem noi, fericită situație în care suntem acum. Nu e o fericire că suntem în contextul acestei pandemii, dar față de ce vedem în jur, e mai bine. Citam acum pe domnul Musta de la Victor Babeș din Timișoara, care spunea că poate că a contribuit și schema asta nouă de tratament de la spitalul de boli infecțioase, mă rog, spitalele de boli infecțioase din țară, că bănuiesc că aplică cam aceeași schemă. Poate că și tratamentul a fost unul reușit. Adică, poate că și asta s-ar contoriza în acest dezvoltământ. Da, se contorizează și asta și totuși majoritar am avut pacienți tineri cu care am avut, să zic așa, noroc. Adică au fost relativ puține cazurile severe cu care ne-am confruntat, dar au fost. În altă ordine de idei, am început să vorbim de câteva zile exclusiv despre relaxarea măsurilor de distanțare socială, poate chiar ridicarea unor interdicții. Președintele Klaus Iohannis e cel care a dat dezlegare la discuția despre relaxare. 15 mai ar fi acest termen, momentul când expiră și starea de urgență și moment în care vom putea circula pe străzi, acolo unde dorim, dacă dorim ajungem într-un punct, dacă nu pur și simplu ne plimbăm pe trotuar, nimeni nu va avea dreptul să ne adreseze niciun fel de întrebare și niciun document nu va fi necesar adeverință de la serviciu sau declarație pe propria răspundere. Ca în țările civilizate. Da, țările civilizate nu știu dacă se întâmplă asta. Păi se va întâmpla și în țările civilizate. Da, rămâne de văzut când. De exemplu, Italia nici nu ia în calcul redeschiderea școlilor. La noi deja au și gândit un sistem foarte bun. Premierul Orban ne vorbește astăzi despre redeschiderea hotelurilor. Sigur, nu vor fi redeschise hotelurile, nu vor fi redeschise restaurantele. Mă gândesc că o să mergem cu pachet la noi, la hotel, cei care vom merge acolo, dar practic redeschiderea hotelurilor presupune și o tentativă timidă sau nu de relansare a turismului. Toate aceste măsuri programate pentru 15 mai și zilele de după 15 mai, credeți dumneavoastră că sunt decizii luate în perfect acord cu ideea de siguranță colectivă și cu distanțare de pericolele ridicate de acest virus sau ne-am cam grăbit că ne-am plictisit cam repede de starea de urgență? De plictiseală. Eu cred că e și de plictiseală. Teama mea este că oamenii încep să perceapă 15 mai ca fiind astăzi. Și deja se simte așa un soi de ușoară relaxare în oraș, în București cel puțin. Și să știți că noi încă ne temem de ce poate să facă boala asta. Este bine să avem o perspectivă, dar această perspectivă va trebui totdeauna ajustată în funcție de situația de moment. E foarte greu să ne gândim ce va fi peste 3 săptămâni. Sperăm că vedem acum că totuși previziunea unui val foarte mare de îmbolnăviri după Paște se pare că nu s-ar adeveri, deși mai avem niște zile de așteptat.
Perioada de incubație la care vă referiți. Exact. Dar să zicem că suntem la începutul acelei perioade de incubații. Deja avem 5 zile na, după Paște și totuși numărul de cazuri nu a crescut foarte mult. Dar, cum se spune, trebuie să stăm cu arma la picior și e greu să spun ce se va întâmpla peste 3 săptămâni și cred că oricui este foarte greu. Dar e bine să ne facem planurile astea de relaxare. E bine totuși să privim într-un orizont și să avem un orizont de așteptare. Acum, sigur, se pune problema în legătură cu data de 15 mai. Spunem bună seara și domnului doctor Stamate de la Spitalul Colțea, specialist Orele. Bună seara, domnule doctor! Bună seara! Cum se vede din unchiul dumneavoastră?